Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului În Dodi. Noi suntem, ca de obicei, În Dodi. Și astăzi o să discutăm despre capitolul 5 din cartea lui Michael Humer, Problema cu autoritatea politică. Capitolul numindu-se, o să luăm o licență artistică, consecințialism sau consecințe și corectitudine. Dar înainte să începem asta, o să vă rog să dați jos un like acum la video. Puteți să-l luați la final dacă nu vă place ce am spus, dar ajută să se răspândească episodul în algoritmul YouTube-ului. De asemenea, dacă vreți să mai primiți notificări când mai suntem live, când mai punem alte videouri, există jos un buton de subscribe, un clopoțel, știți ce să faceți cu ele. Și de asemenea, vă recomand, la final o să punem o întrebare din materia discutată și o să vă rog să treceți jos în comentarii după ce se termină premiera ce răspunsuri aveți vis-a-vis de întrebarea pe care o punem noi. Ok, Gabi. Da, deci dacă am trecut prin contractul social tradițional, contractul social ipotetic, democrația. Acum Humer ne propune să discutăm despre justificarea autorității statului prin consecințe. Dacă nu ar fi, nu, mai întâi prezintă două roluri pe care el le consideră a fiind general acceptate de către populație, esențialmente ale statului, și anume să ne apere de puteri străine sau de alte persoane care ne încalcă proprietatea sau persoana. Și spune că din cauza acestor două roluri pe care le joacă statul în societate, de apărarea noastră și a proprietății noastre, atunci orice altă lege, independent de conținutul ei, ar fi justificată ca noi să ne supunem ei. Nu știu dacă asta e chiar percepția celor care vor să susțină statul din punctul ăsta de vedere, ci asta e felul în care ai lua și ai ține de o viziune consistentă. Pentru că dacă discuți cu oameni care îți virează argumentul ăsta pe bază de consecințe, o să descoperi că e foarte multă materie gri acolo și nu ar fi... Adică în clipa în care te-a pus să împingi pe fiecare parte, cum o să facă și Humer de altfel în capitol, da, dar o să se nască multe. Nu mă refeream la asta. Dar, în general, lumea spune, dom'le, din cauza că statul român ne apără de ruși, ac mai bagă el o prostie de lege cu, să zicem, subvenția pescătorilor de ciuperci, e ok. Nu trebuie să ne cramponăm de orice prostie pe care o face statul. Ai o viziune de relație. Oamenii încearcă să-și simplifice probabil în atitudinea asta în care permit statului să existe. Îl asemuiesc conștient sau inconștient cu un partener de relație. Și pare așa că într-o relație trebuie să mai lași de la tine, el, partenerul, are și el păsăricile lui, dar lasă să ne înțelegem. Păi când aici nu e o relație, este o agresiune. Dar poți să spui că este o raționalizare a lașității de a înfrunta. De a-ți lua viața în propriile mâini. Plus că mulți vor să spele pe mâine așa de niște probleme. Adică, uite ce zice acum, că ce face statul? Păi ne apără de rele și susține justeția sau justiția, depinde unde te uiți. Și îți dă un set de reguli
generalizat ține un set de reguli peste societate și pe armata. Aici o observație ar fi că dacă tu ai un set de reguli uniform impus peste tot, nu înseamnă că e bun setul ăla de reguli, că e just, că e corect. A, și încă un argument pe care ți-l servesc că etatiști este faptul că tot așa, pe bază de intuiție etică, consideră că statul, existența statului, dacă nu ar exista statul, consecințele ar fi mult mai nasoale. Uite, sunt nasoale acum. Începutul, da, începutul... În lipsa lui statului o să fie și mai nasoale. O să ai mai multe crime, o să ai mai multe războaie între state și așa mai departe. Bine, uite, dacă e să fim extraordinar de caritabili, știi, la interpretarea asta, putem să le facem o concesie în particular pe argumentul ăsta. Că, uite, dacă există niște reguli care sunt puse acolo pe perete, da? măcar teoretic, nu ne mai certăm despre ce reguli trebuie să punem pe perete. Adică am redus cauzele posibile de conflict cu unul. Asta ar fi oarecum, ca să trag o paralelă, cu ideea ailaltă în care maximizezi libertatea prin proprietate privată, pentru că pe proprietatea unuia, el pune regulile pe care le vrea el. Prin urmare, lumea se strofocă că zice, domne, cum să determin libertate prin excludere, prin impunerea de reguli. Și eu zic, și noi spunem, nu, maximizezi libertate pentru că altfel vine statul și impune niște reguli tuturor, inclusiv proprietarului. Deci ai persoanele afectate de reguli, cresc în varianta cu statul față de în varianta în care te bazezi doar pe proprietate privată. Și așa putem să le concedem și lor, că uite, măcar reduci cu una cauzele posibile de conflict. Pe de altă parte, în lumea reală observăm că nu se reduce deloc cauza de conflict, pentru că toată lumea continuă să se certe despre ce alte reguli trebuie puse pe zid și eventual cum să le schimbăm pe alea care sunt acolo, o reformă în învățământ sau ceva, da, ca să placă la toată lumea. E dinamică. Da. Deci nici măcar cauza asta de ceartă nu se elimină în practică, chiar dacă ai putea să le o concezi în teorie. Adică status creează conflict sau ceva? Nu, adică din punctul de vedere al ăstora care zic că uite că e bine că statul pune reguli pentru că măcar îți elimină o cauză de conflict. În sensul că nu mai trebuie să ne certăm că uite, sunt regulile acolo, nu mai trebuie să ne certăm pe ce reguli trebuie să punem acolo. Și poți să spui, da, uite, că ai o cauză de conflict în minus, că sunt puse deja regulile. Dar în lumea reală, de fapt, continuăm să ne certăm pe ce reguli trebuie să mai punem acolo. Așa că nu ți le reduce. Lumea nu e de acord cu ele. Deci dacă te uiți la conflictul ăsta între stânciști și conservatori, problema e cine controlează școlile. Conservatorii vor să le controleze și să avem valorii tradiționale, valori conservatoare, stângiștii vor să avem valorii leftiste. Nu. N-am rezolvat niciun conflict. Problema e cine controlează școala. Inclusiv chestii mai tehnice se pot întâmpla. Nivelul de poluare, da? Euro 3, Euro 4, Euro 5, iarăși sunt niște standarde pe care doar statul le poate uniformiza la nivelul întregii societăți. Să spună, domne, din 2019 euro 4, din 2025 euro 5 și mai departe. Asta e poziția lor. Noi nu suntem de acord că... Pe mine mă distrează chestia asta tocmai pentru că, uite, cu două episoade în urmă, da, discutam de cineva care se supăra foarte mult pe chestiile arbitrare. Atunci când erau arbitrare de la natură, era foarte rău. Rău, nevoie mare, trebuie să corectăm pentru ele. Dar dacă vine Onor Ursula și zice arbitrar, trecem la altceva, nu, aia e cuvânt de la Dumnezeu, aia e, nu. Uite, așa e scris, deci așa trebuie. Uite o observație de ale mele de
de pastilă neagră de tristețe de la o vreme, este că de ce au oamenii nevoie de o putere mai mare decât ei? Din cauza că n-au încredere în ceilalți oameni. Și atunci când le zici, păi cine o să țină societatea aia liberă? Păi oamenii. Aoleu, nu vreau. Asta e tristețea. O să discutăm în capitolul următor la partea psihologică. Nu știu dacă e contradicție. Ba da, ar fi. Nu, observată încă de miză. E chestia aia. Păi statul e tot cu oameni. Tot de oameni. Am înțeles. Problema ta e că oamenii sunt proști, sunt răi, au diverse trăsături negative. Și o întorci pe partea. Păi și statul e din roboți. Din ce? Nu e tot oameni. Deci dacă are acele probleme, nu știu, e bolnav de putere, păi cu atât mai puțin ai nevoie de stat. O să-ți răspundă unul ca, nu știu, o să zic că păi nu, dar aici este, dar nu contează oamenii, contează domnia legii. Și cumva am dedus eu din capitolul ăsta că mai încolo, când trebuie să fie corect, respecti o lege, observație că legea nu are drepturi. Nu ești obligat să respecti o lege. Da, nu am înțeles să încep asta. Deci de multe ori lumea zice, nu trebuie să respecti ce a zis un politician, ci trebuie să respecti legea. Bine, dar legea este doar un enunț. Bine, în sensul că ea-ți captează drepturile, știi? Ea-ți formulează drepturile. Obligat. De exemplu, da, egalitatea de tratament. Ai o lege care, na, înțeleg, da, pedepsește. Cum, da, vreau să ce ar însemna să pedepsești? Că nu e o entitate, voiam să zic. Da, ai tot oamenii. Da, o exact. Aplică, o enforcează. Da, poate n-au înțeles-o. Poate n-au înțeles spiritul acelei legi. Poate se cramponează de litere. Bine, eu aș da înapoi la partea aia, la dacă oamenii sunt problema, păi ce legile astea le-a dat Dumnezeu? Tot de oameni sunt scris. Și, ok, nu vreau să... Sau aplicate, da. Scrise, aplicate. Scrise, aplicate, exact. Bine, oamenii trăiesc între ei și conlucrează între ei. Ei nu conlucrează, să zicem, cu o entitate superioară. Să zicem că vin niște legi, le vedem scrise pe cer. Noi tot trebuie să ne înțelegem între noi ca să existe armonie. Nu poți să... Ce-a vrut să zică poetul? Nu poți să știi dacă e corect ce ai zis tu. Și chestia asta putem să o vedem la cum au fost interpretate diversele legi bisericești. Uite domnia legii. Exact, statul încalcă domnia legii. Statul are voie să fure, poate să fure un hoț. În privat, n-are voie să fure. Deci o chestie fundamentală pentru, nu știu, constituționalism, democrație liberală. Nu. Deci care asta nu e ce vă interpretarea nu se vede. Și după interpretarea la rând, de exemplu, ei își încalcă propriile legi și interpretarea legilor. 6% pentru educație. 105% pentru... Nu, da. Nu respectă. Da, sau, da, crește. Asta, nicio școală fără aprobare ISU sau ce? Isedile ISU n-au aprobare ISU. Deci... Ok, ca să ne întoarcem un pic la formalitățile din capitol. Deci Humer spune așa că argumentele astea pe bază de consecințe tind să aibă următoarea structură. Se împart în două părți. În prima parte, cineva spune că sunt niște valori foarte mari pentru care sunt susținute de guvern și nu pot să fie avansate fără existența unui guvern și, prin urmare, avem o datorie să promovăm aceste valori și noi și singurul fel în care putem să-l facem este supunându-ne legilor guvernului, iar valorile în sine le-a menționat Alex sau Gabi, în care dintre voi, unul dintre voi le-a spus. Noi aici ne vin ideile împreună, nu? Unul dintre voi le-a spus, sunt trei mari și late, nu, tu, Alex, parcă ai spus, justiția, setul de reguli și... Setul ăsta, da, de reguli și apărarea, armata
apărarea față de stat. Zice el că astea trei sunt valori care crezi maximizate sau? Că astea trei sunt valorile sunt pe care le, argument. Le aduce statul și pe care susținătorii acestor argumente din consecințele... Nu m-aș fi gândit ceva gen libertatea și uite. Legile îți maximizau libertatea, apărarea externă îți maximiza libertatea. Altă valoare, să zicem, nu știu, egalitatea. Programele distributive îți asigurau, nu știu ce, egalitatea de șansă. Astea egalitatea sunt, formală. Astea egalitatea formală. Egalitatea e o chestie care e de, cum să spun, e de rit nou. Adică dacă tu că aici... Egalitatea? Egalitatea a apărut înainte. Dacă ești în barca conservatoare, o să înțelegi prin egalitate de șansă. Dacă ești în barca progresistă, o să înțelegi egalitate de aia de care există acum două emisiuni. Tot de șanse, doar că interpretată șansele sunt... Păi da, dar lumea aici o să se dezbată, o să se dezbine. El încearcă să le dea pe alea care sunt încă în comun. Alea liberale, clasice. Mm. Da, oricum nu îmi place cum a fost formulat, că o valoare e apărarea. Nu o valoare, e libertatea și apărarea e o cale, e un mijloc care asigură libertatea. Poate a vrut să regulile sunt un mijloc care asigură libertatea. Nu e regulă o valoare, mă rog. El ne asigură, statul ne asigură apărarea, deci dacă vrem să promovăm, dacă vrem să susținem guvernul care ne oferă această apărare, Ne supunem oricare legi, o scoate el. Asta înțeleg eu. Nu zice asta el. Nu zice asta. Trebuie să te supui. Nu zice oricare. Dă apărarea, da. Zice, trebuie să te supui. Asta e miza capitolului. Legilor. Una e apărare, una e orice altceva. Nu, supunerea legilor. Nu învăță oricare legi. Ba da, problema este asta. Tu te duci pe particular și deja îl combați, pe când el întâi prezintă pe general sistemul. E un contrast. Uite, dacă îți dau apărare, înseamnă că trebuie să-ți dau și, nu știu, politici europene, subvenționarea sfeclei și mă arăt ce nu. Și nici cu apărarea nu e de acord. Nici cu apărarea nu va fi de acord. Vorbesc de oamenii care susțin guvernul și cum gândesc. Cred că nici ei nu. Dar e serios, că nu toată... Nu? Toată lumea când cum scoate guvernul o lege, găsești cel puțin 10 oameni care nu sunt libertarieni, care încep să cărbătească. Cel puțin, am zis. Depinde de... Uite, curbura banii. Dacă facem un sondaj, crezi că ai 99%? Nu, dacă pui întrebarea, e ok să plătești taxe? Uite, statul îți oferă apărare, justiție și... Ce sondaje s-au făcut pe asta? Eu sunt mult mai optimist la întrebarea asta. Da. Adică oamenii au impresia că... Plus că un sondaj, apropo de distinția asta între preferința exprimată în sondaj și preferința reală, în care e eliminată mai ales dacă întrebi că cu ăștia se ceartă, Homer. Mai ales dacă întrebi pe cei care justifică autoritatea politică prin consecințe. Deci, da, domne, uite, din cauza că stau așa, eu sunt apărător al guvernului și deci... Pentru a avea apărare, justiție și așa mai departe, mă supun legilor lui. Ca să promovez... Dacă ăștia care spun asta au ieșit vreodată în viața lor, la vreun protest împotriva oricărui guvern, am rezolvat problema, da? Nu, adică dacă era vreunul dintre ei pe acolo pe la 10 august, da? E clar. Dar nu poți să știi. Păi, aia de la 10 august. Tinerii frumoși și liberi susțin argumentul ăsta. Păi asta spun, nu, ei nu înțeleg ce spun. Asta e, iartă-i că nu știu ce fac, ce să zic. Deci nu vreau PSD, dar vreau altceva. Tot, deci un pic mai așa. Înseamnă că nu înțeleg ce susțin. Nu. Ba nu, ideea e că așa rezolvi dilema. PSD-ul nu-ți oferă acel bun public ca la mama lui. Așa. Bine, alții care îți oferă. Da, deja de aici au competență. Aici vine problema că ai mutat în teritoriul evaluării acestor bunuri publice. Explain.
El vrea asta, el vrea bunurile publice. Păi, el nu e de acord cu anumiți furnizori. Eu am înțeles că el vrea, cum nu e de acord cu anumiți furnizori, că el vrea un monopol, ție statul. Nu, cu PSD-ul. Păi nu mă interesează PSD-ul, dar tot statul le dă. Cu statul, da, e de acord. Dar chiar așa, dacă le place un monopol, cum permit să fie mai multe partide? Păi ajung ei și la... Încă n-au ajuns, știi, i-a dat puțin înapoi chestia asta cu libertate, revoluție, chestii. Mai trebuie să mai treacă ceva vreme. Cum mă atacă, adică continuă prin faptul că, oricum, legea este redundantă, că ea rezistă, zicem, dacă o persoană din societate încalcă o lege. Nu cade, ce-i tot din nou, nu cade statul, da. Dacă nu... Deci, poți să o calci? Depinde de lege. Dar asta te duce mai departe la un fel de argument din asta pentru supunerea față de stat. Păi bine, tu nu te supui tu și nu cade statul. Dar dacă fac toți așa? Da, mulți zice. Dom'le, ok. Te vede cineva și zice, dacă am încălcat, să încălc și eu. De exemplu, cu... Într-un campus universitar... Călcat pe iarbă, da. Se pune un gazon nou. Gazon nou, da, și cineva trece pe diagonală așa, prin el. Într-adevăr, dacă toată lumea ia după ăla, se face o nouă cărare pe acolo, pe diagonală. Și vezi, Doamne, intuiția ar fi că stricăciunea e mai mare decât câștigul. Stricăciunea ar fi estetică, că nu mai e frumos gazonul și câștigul de timp cumulat de la toți indivizii n-ar fi echivalent. Da, dar poate preferința demonstrată a lor era altceva. Exact. Poate Hummer și încă vreo doi Tascăl vor. Din nou, asta e iarăși o problemă de evaluare a priorităților și a costurilor respective, pentru că în... Cum comparăm estetica în timp? Hai, evaluați. În istoria noastră recentă de proiecte făcute de stat cu cap, mai puțin, dar doar pentru cheltuirea banilor publici, când se apucă și fac și desenează alei și tot felul de chestii, întotdeauna o să vezi o potecă că apare pe drumul cel mai scurt. Aia este o problemă de design. Nu e o problemă. Dacă lumea vrea să o ia peste gazonul ăla. Și atenție, sunt atâția încât ajung să distrugă gazonul. Dacă trece un om pe un gazon o dată pe zi într-o direcție și în cealaltă, da, o dată pe zi, păi ține gazonul ăla un secol, nu, adică, dacă trece un cârd de oameni astfel încât să se facă potecă, da, în fiecare zi. Asta înseamnă că gazonul ăla nu trebuia să fie gazon acolo trebuia să fie o potecă, pentru că preferința demonstrată a oamenilor e că acolo trebuie să fie o potecă. Japonezii au făcut așa. User experience versus user interface. Da. Un gazon, vede pe unde se face potecă și pe aia acolo asfaltează. Pe sistemul ăsta așa ar trebui căutate și regulile după care se conduce societatea. Ar trebui lăsată societatea liberă și să vedem pe unde merg indivizii, ce alegeri fac. Dar pretenția statului ar fi, ați zice, Alexandre, nu mă bagă, dacă ea să înțeleg, n-am. Doar în caz de conflict. Văd o crimă, văd nu știu ce. Uite, vin și-ți ofer gratuit apărare. E gratuit? Gratuit, adică fără bani? Da, fără bani. Cum? Că există taxe. În ce sens învățământul e gratuit? În sensul că nu plătești când intri pe curtea școlii, știi? Nu stai bilet ca la cinematograf. Așa. Ăsta e sensul. Dacă vrei să joci în basket, trebuie să plătești la jandarmul de la poartă. Nu, dar poate fi... Corupție defensivă. Fii de genul ăsta. Dacă ai consumatori de taxe, poate fi gratuit. Adică ăla să nu plătească deloc. Așa. A, dacă ai doar consumatori. Da. Dar nu poți să ai doar consumatori. Ai și... Da. Nu mai plătitori. Dacă, care era pointul cu ăsta cu regulile generale? Că uite o regulă generală pe care o urmăm și se alege praf sau ce vrea să spun?
cu, dacă nu mă încalcă... Cu gazonul, că dacă... Că dacă eu fac evaziune fiscală, nu dă faliment guvernul, dar dacă facem toți, o să dea. Da. În sensul ăsta e. Nu, și ideea este că totuși nici unul n-ar trebui să facă. Pentru că... Asta ar fi al doilea argument pe bază de fairness. Da. Din punct de vedere al etatiștilor, trebuie ca toți să ne supunem până la urmă. Asta este regula generală. Din cauza că le e lor frică de haos. Și aici vine observația. Homer se apără, domnule, uite, dacă eu vreau să mă fac profesor de filozofie, ce-ar fi dacă toți se fac? Mi-e bază de exemplu și se fac toți. Unde o să ajungem, știi? Parcă e improbabil, știi? E singura... Ei o să se facă profesor de filozofie, numai că o să profeseze altceva ce o să se ceară în piață. Cred că are medere. Da. Da, și ar sta toată lumea să discute. Poate n-ar fi un lucru rău. Ba, de ce? Că s-ar înțelege mai repede. Hai să zicem, chiar dacă discută libertarianii, să zicem, uite, o filozofie nobilă, zarzavă nu mai pune nimeni. Nu mai drumuri, deci absolut orice. Internet, orice. Da. Chiar spune... cum ar chestia asta. Bine, observația ar fi că și statul nu te ferește de haos. Adică știm că îți schimbă regulile de multe când ori. Când vrea el, da, pe la, vrea pe la mijlocul anului când rămâne fără bani. Și da? Trebuie să te supui. Dacă, și foarte bine, poți să crezi că trebuie să te supui. Și te supui. Dar asta nu înseamnă că trăiești într-un mediu predictibil și în siguranță, pentru că vezi de mâine ce amenzi te pasc dacă nu te supui. Eu îmi făcusem alte planuri. Dintr-o dată... Uite cum amenință ciolacul e haos. Cu taxarea progresivă. Deci dacă o bagă, îți dai seama, ei și-au făcut anumite planuri și te trezești că trebuie să plătești 35%, nu mai plătești. Și ai... Deci tu ești, ai plătit la film, ca să facem o paralelă nu foarte bună, dar ai intrat la film, la mijlocul filmului vine un băiat și zice, să mai dai niște bani. What? E posibil, deci să poți regulile pleci. Lor. E posibil să vrei să pleci. Și nu poți să pleci. Na. Apropo de, uite, o critică pe care o face Rothbard lui Hayek, apropo de predictibilitatea asta, că asta e o obsesie, nu știu dacă am mai vorbit despre asta. Ce zice un om de afaceri când vrea să spună ceva deștept? Care sunt acele lucruri deștepte pe care le spune el când vrea să apară în ziarul financiar? Stabilitate, ce vrea să mai spună? Bunătățirea. Da? Colectării. Da, și atâta. Predictibilitate. Ok. Ce zice, că și Hayek era predictibil. Data ce zice Rothbard? Ok, hai să zicem că peste 3 ani suntem sclavi toți. Între sclavii în vigoare. E o chestie predictibilă. Deci bine. e bine, știi? Apropo și de oamenii de afaceri. Pentru că și ei zic asta. Dom'le, vreau predictibilitate. Păi poate vreau o lume impredictibilă în care tot scad taxele. Nu vrei sau vrei predictibilitate cu 50%? Bine, cred că poate vrei să scadă tot timpul. Cred că oamenii ăștia de afaceri, să ai zero profituri. Aleg și ei dintre astea două chestia care pare mai fezabilă, în sensul că dacă cumva ar fi vreun stat care face vâlvă și se pregătește să scadă taxele, nu o să apară niciun om de afaceri să zică, nu, eu mi-am făcut calculele cu taxele mai mari. Nu. Nu scădeți taxele că vreau predictibilitate. Nu. În lumea reală, statele în general tind să crească taxele. Prin urmare, oamenii de afaceri zic, ok, nu pot să spun să le scădeți că îmi sar toți demagogii în cap, da? Dar măcar ziceți-mi și mie înainte să am timp să mă pregătesc. Asta e apelul lor la predictibilitate. Îți dai seama să iasă unul super opticat să dea cu pălăria de pământ. Dar ce ai, domnule afaceri? De ce? Scad taxele. Impredictibil, da. 1 milion de euro mi-a rămas. Da. Acum... Nu mai suport atât. Vreau predictibilitatea în care nu rămâneam cu nimeni. Bine, și ca să explicăm repede aici, ce am mai spus și altă dată, foarte multe companii, de obicei mari, vor să existe
reglementări, bariere de intrare și taxe ca să aibă concurență mai mică. Și asta e o întrebare. Pentru că și asta e o chestie empirică, știi, cât câștigi. Ei cred, e pariul lor, nu înseamnă că au dreptate. Da, pierd. Crezi că Pepsi nu plătește de... Păi și sunt oameni. Păi și, nu, dar întrebarea e dacă, dacă merită calculul ăsta. Ok, sunt de acord cu asta. Bagi niște reglementări și... Părerea lor e că merită. Și dacă trebuie să te uiți, dacă trebuie să te uiți în ansamblu, atunci când tu ai un singur prădător, da? O singură entitate care poate să vină să-ți bage mâna în buzunar, e mai ușor să o ții sub control decât atunci când ai un număr neștiut, potențial infinit, de concurenți. De concurenți care nu-ți mai bagă mâna în buzunar, dar îți cad încasările. Da, dar nici acolo nu e... De unde știi că nu-i bați? De unde știi că nu-i bați? Ce, poate, că Coca-Cola nu are 1000 de rivali? Poate, poate e o problemă de încredere. Nu știu. La nivelul managerilor. Încredere în produs, încredere în... Sau poate că își calculează faptul că există inflație. O companie care e... de mai mult timp în piață, trebuie, pentru faptul că există inflație, să crească în timp salariile. Pe când o companie care intră pe piață, intră direct cu salarii mai mici pentru că nu există. Adică, omule, te angajezi la mine. Înțeleg? Deci tu, de la an la an, îi crește lui salariul cu 2%, da? Peste vreo 10 ani, te-ai așezat pe piață, e bine, da? Dar peste vreo 10 ani iau salarii, nu vine acum, da? 102 la puterea 10 mai mare. E clar că unele gândesc așa, adică înțeleg argumentul, fac explicit o lege care să blocheze accesul și... Dar mă gândesc, toate ori fi așa? Adică nu e clar că plătesc căruțe cu bani, știi, poate... De unde știi că nu e bun și cu competiție... Am zis, uite, Coca-Cola are 1000 de competitori și tot acolo. Ar putea să fie, dar nu știi. Dacă... Păi asta zic, de unde știm ce în cap? Păi, presupunem, vedem empiric. Doar într-o piață liberă poți să știi. Și dacă vezi... Interviuri cu ei să vorbești. Și dacă vezi... Uite de exemplu acum cu cardurile sociale. Dacă îi vezi că se bagă în seamă cu guvernul... Da, dar se poate băga strategic, se poate băga strategic. Păi, zică, păi, da, e o strategie și asta ca să ții piața închisă. Nu, strategic înseamnă că tu nu crezi în chestia aia. Înseamnă că votezi... Tactic. Da, da, că tu nu crezi în chestia aia. Votezi, tu nu crezi în chestia asta, dar tu vrei să țină piața închisă. Deci tu nu trebuie să crezi în redistribuire și în Black Lives Matter și în toate rainbow stuff. Da? E posibil să nu creadă, doar că nu... Dacă să-mi trimite aia controlele și nu știu ce zic și eu ca ei, știi? Păi, exact. Rainbow Lives Matters. Ce vrei să zici cu cardurile sociale? Ne uităm de ce firme sunt acceptate la cardurile sociale. Deci, asta e o... Aia. Deci, e clar că acolo... Deci că, dom'le, cum doar câteva firme sunt acolo cu conexiunile, știi? O să eu toate firmele posibile. Nu înțeleg așa. Că de ce ar avea de câștigat din închiderea? Sau... Nu produs. Dom'le, de ce o firmă... Era în favoarea ta, argumentului. Da. Uite, are interes să închidă. Cum ne trei firme vedem la că anumiții patroni sau anumiții CEO încearcă să, ca firma lor să aibă, să zicem, să menține, să mențină piața de desfacere. Așa ne uităm la chestiile astea legate de guvern. Cardurile sociale, multe firme. Sunt firme care nu cresc. Ce Colgate trăiește? Relația cu statul? Coca-Cola trăiește? Nu prea. Dar nu uităm noi, dar dacă te uiți... E posibil ca majoritatea să nu trăiască. Majoritatea, deci. Pentru că noi zicem... De ce mă leg de chestia asta? Pentru că, nu știu, mi se pare că discursul a stâncit din 2004 începe să fie preluat de populiști. Domne, corporațiile... Astfel în corporații, nu știu, chiar sunt majoritatea... Nu știm noi, dar dacă te uiți la reglementări... De exemplu, la ce face? La face nasturi corporație. Deci la o corporație care trăiește din contracte militare sau ăștia cu cardul social, înțeleg. Da. Cum fac bani și cu nu știu ce. Dar dacă ăla face nasturi... Cine nu știu noi ce sunt chestii.
Deci n-a nu există corporații care îți fac hibride. Moonplus, de exemplu, l-au dărâmat. Adică ei făceau nasturi. Nasturi nu se mai fac. Dar ideea e că nu e vizibilă. Nu e vizibil, dar... Bine, și acolo vă spune, uite, face pentru armată și a prins niște contracte. Da. Face coase pijamale. Dar ideea e că nu sunt toate. Adică, nu știu, mi-e frică să nu ajungem. Și cred că ajungem în punctul ăsta. Inclusiv. Nu noi libertarienii, ci populiștii și conservatori. Uite, știi? Corporațiile sunt rele, Costel, prin existența lor. Nu vezi tu, dar poate că și la nasul, dar nu știm noi că nu e ceva popular, știi? Dar îți dau un exemplu, de exemplu, pătrunjelul. Da? Sunt firme care scot bani din pătrunjel din cauza că au, să zicem, licență de la stat, și doar cu ajutorul acestor licențe, aprobări bio-eco-figuri, da? Reușesc să vândă marile lanțuri, au anumită, zicem, niște, să zic, niște facilități de la stat, astfel încât ele sunt singurele care vând prin marile lanțuri de supermarketuri și deci scot bani. Privilegi. Față de o babă sau de unul care, să zicem, nu are legături cu fonduri europene, cu toate chestiile astea. Da, e un exemplu, mă rog. Deci sunt două premise aici la care, pe de-o parte, sunt de acord cu tine, dar trebuie să facem o diferență. Deci, e adevărat și eu văd tendința asta la populiști și la conservatori să înceapă să arunce în corporații. Problema este așa, atunci când arunci, fără discriminare. Da? Și nu pe aruncă fără discriminare. Asta este și domnule, problema. Domnule, de ce era corporația? Nu toate corporațiile sunt rele. Dar corporațiile care au treabă cu statul, care joacă în barca statului, alea da. Da, și aici vin libertarienii cu inima curată și spun, atenție, da, mă refer la un anumit tip de libertarieni și zic așa, nu ai voie să condamni pe altcineva pentru felul în care capitulează în fața unei amenințări. Uh-huh. Da, statului în cazul ăsta, dar unei amenințări. Principiul în sine e ăsta, e că nu poți să condamn pe cineva pentru cum capitulează în fața unei amenințări. În parte, de acord. Dar și acolo, la fel cum și pe partea aia cu corporațiile, e loc de o distinție, da, între corporațiile care joacă în barcă cu statul și corporațiile care nu joacă în barcă cu statul. Și aici e loc de o distinție despre cum capitulează în fața amenințării. Că dacă capitulezi în fața amenințării și zici, ok, capitulez, e una... Dar dacă după ce zici capitulezi, pui mâna și conduci trenul cu vagoane de evrei, e alta. Adică e și entuziasm. Adică, la Facebook ai entuziasm, nu mai lasă-mă în pace. Sau la Google acolo. Nu, lasă-mă, îți mulțumesc, Oane. În sensul că una e să-ți sigura când trece statul vreo reglementare și alta e să-l aplauzi. Da, adică ca în bancul cu găina, unii doar se împiedică. Da, da, astea nu prea ce au așa de mult de câștigat, astea IT-iste mari. Oi. Ce? Da, da. Ce? Da. Trei contracte? Nu. Trei contracte în bugetul, în banii Amazon stau în alea trei contracte cu România. Amazon. Nu, România are avantaj față de țările din jurul nostru. Faptul că pe IT nu se plătesc taxe. Deci, companiile de IT sunt subvenționate. Nu sunt subvenționate, dar comparativ sunt subvenționate. Au un cost mai puțin. În sensul că statul le iartă. Ceea ce e foarte bine că le iartă. Da? Ar fi bine să ierte pe toți. Dar ce vreau să spun e că ei sunt direct interesați să țină statul în puf, pentru că altfel... Da. Poate oricând să se sucească. Toate marile companii din IT au contracte cu statul super bani. Și asta, da, bine. Credem, care e ponderea? Miliarde. Și dacă ele au avere de nu știu cât? Păi cu miliardele astea sunt făcute. Deci... Google a făcut cu miliardele alea? Da, sigur nu. Da, Facebook și-a făcut averea cu miliardele alea? Amazon și-a făcut averea cu miliardele alea? Nu, dar Oracle...
Windows, Microsoft. Ai auzit de scandalul Microsoft? Da. Microsoft, ca să vândă licențe la, zicem, ai ANAF. La tot statul. Vinzi licențe Windows la 30.000 de birouri. Da? 30.000 de licențe, ori cât o fie licența aia? Păi n-au luat. Pui bază de date în Microsoft SQL? Zbang. Mentenanță anual? Zbang. Oracle, nu, nu merge mai, au, au, nu merge și mai Microsoft SQL la ANAF, că suntem prea mulți. Cu ce? Cu ce? Ce? Nu ține. Într-adevăr. Ce? E prea prost sau ce? Nu, nu, e, nu e așa de scalabil. Cine? Microsoft SQL, un alt server de bază de date. E primele anii 80? No, nu, 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 nu. Vârsta inocenței? Nu, a, e doar... E Google? Nu, e doar avea altă țintă și a fost reorientat. Ce vreau să zic, că prin natura ei, o corporație este o organizație voluntară. Voluntar. Da. Obține veniturile prin producție și schimb. De schimbul voluntar. Ea începe să se comporte ibrid, mafiot. Ea nu mai este o corporație, nu mai este o firmă. E altceva. Știi? Dar prin natura ei, nu, mi se pare că e o organizație voluntară. Cum e trație. Trește din schimbul voluntar. Acum revin la exemplu cu un om. Schimbă exemplul cu traversatul gazonului pe diagonală. În cazul în care avem o situație de tip pericol iminent. Suntem într-o barcă. Barcă de salvare, da. Așa. Sunt, să zicem, 10 oameni în barca aia. Toată lumea începe să... Deci stai, trebuie să explici. Da, e o furtună. Suntem... Intră apă în barcă, pericol de scufundare și toată lumea începe să ugăleata să salveze, să se salveze. Vezi că lumea reușește să se salveze și fără intervenția ta și tu stai. Și tu stai, pur și simplu. Așa. Este corect, este fair. Asta ar fi, ar fi argumentul dinspre filonul de echitabilitate. Echitabilitate, corectitudine, fair play. Fair play. Cum vreți să... Și ideea care e? Păi, păi nu-i frumos să nu stai degeaba. Trebuie să pui și tu mâna. Chiar dacă ea reușesc singur să salveze situația. Ah, doar așa de psihic. Da. Deși mi se pare, interesant că el... Îți plătești taxele la fel ca sigur am interpretat corect. Trebuie să plătești și tu partea. Deci mi se pare interesant faptul că el dă exemplu ăsta, dar nu se mai întoarce la exemplu precedent. Deci în capitolul precedent, atunci când, mă rog, capitolul precedent, în subcapitolul, porțiunea precedentă a acestui capitol, el mai dă un exemplu. Zice, mergi pe stradă, treci pe lângă un lac, lacul nu e adânc, dar e nămolos și vezi că se neacă un copil. Și problema este dacă ai o datorie să faci bine sau nu, pentru că, de fapt, toată problema din spatele argumentului, deci dacă e să abstractizeze argumentul dinspre consecințe, este în felul următor. Statul are consecințe bune, tu trebuie să ajuți statul pentru că e datoria ta să faci bine, să promovezi binele, ceva de genul ăsta. Da. Și atunci el sustrage chestia, le spune ok, e de datoria ta să salvezi copilul? Și aici părerile... Să spunem că nu sunt împărțite, deși ele sunt. Și el face referire la asta, dar pentru niște individualiști consecvenți, eu le spune consecvenți, nu extremiști, da? Nu ai o datorie să salvezi copilul. Ești un ticălos că nu o faci, dar nu ai o datorie să salvezi copilul tău atâta vreme cât nu l-ai împins tu în apă. Poziția aici ar fi că intuiția morală ar fi că pentru susținerea societății ai avea o dată. Da. Intuiție morală. Da, nu. Humor o caracterizează că în felul următor, că dacă poți să previi un rău mare la costuri relativ mici pentru tine, în sensul că doar te uzi, te nămolești, dar nu îți pui viața în pericol niciun fel, atunci ai o datorie să susții copil. Binele. Da. Uite și aici poate interveni subiectivitatea. Dacă zici că unul ține la țoalele alea, are
au umblat, nu știu, 10 ani să cea da, cele țoale și nu vrea să le... Ascultam un radio pentru ale. Se dezbracă, hainele păi, stau frumos, o ține la ten, mă rog, modific. Da, risc și acolo poate să fie furate sau poate să se întâmple altceva cu ele. Dar ideea e că de asta mi se pare curios, revenind la că el, de exemplu, cu barca, deși cu 3 pagini înainte, zice așa, că dacă ești în aceeași situație, treci pe lângă același lac, vezi copilul că se neacă, dar vezi că deja au intrat 3 oameni în lac după el să-l scoată, da? Atunci nu mai ai nicio datorie să intri să te uiți și tu, pentru că oricum copilul ăla va fi salvat, rezultatul va fi îndeplinit, asta e și partea consecvențialistă. Da. Prin urmare, de asta mi se pare ciudat la ăsta cu barca, că tu nu poți să stai... Nu poți să stai degeaba, adică dacă barca oricum se... Da, nu, da, iei da. Și iei acolo, iei și tu, împăhărești și dai... Uite, dai niște apă afară, uite că am dat-o pe mine. Nu credeam că era gol. Am înțeles bine gapi acolo. Chiar zice el că trebuie să te simți dacă ei oricum au... Nu, dacă ei au sărit, zice că nu. Deci zice că nu. Dar o observație de făcut din nou aici este că foarte mulți care vor să justifice statul stângisme dau exemple din astea limită, de parcă noi am trăit toată ziua în da. Situații limită. Da. Ei, ori poate sunt oameni foarte anxioși sau... Bine, am mai vorbit noi cu altă ocazie, exemplele de situație limită sunt bune pentru că acolo te ajută să îți rafinezi principiile. Adică... Da, ei le văd, are dreptate, Alexandru, ei le văd ca relevante. Noi acum suntem într-o situație. Da, e situație limită, frate, că nu e nicio situație limită. Îi văd peste tot timpul, da, de ceva, pleznește. E urgență, e nu știu ce, orice. No, ia discursul lui Bernie Sanders. Ce fac americanii? Sunt... Praf. Da, sunt terminat. Nu sunt de acord nici cu tine, nici cu tine. Problema vine din altă parte. Că trebuie să ținem și nu, nu ați identificat-o corect. Problema este că ei identifică niște principii în situațiile alea limită, dar principiile alea nu țin la generalitate, că tocmai ăsta este și argumentul pe care îl aduce Humor în interiorul capitolului ăstuia. Principiile pe care le scot ei din situațiile limită sunt corecte, numai că sunt particulare la aceste situații limită, nu țin, da. Nu sunt generale. Asta e. Ei le generalizează. Humor, de exemplu, nu generalizează. Deci Humor, chiar dacă e pe poziția socialistă, hai să zicem, situația limită, în sensul că vrea să te-ar obliga a folosi coerciția, dar dincoace în societate nu. Nu mai aplică. A, e diferența între cele două. Mm. Atunci când și tu cu o cană așa. Salvezi situația. Salvezi este fair pentru de afli întreabă, așa. Da, exact. Sau, mă rog, pui gâneata și faci ca și ceilalți. Așa. Da? Reduci efortul celorlalți. Pe când cu copilul tu nu reduci efortul celorlalți care salvează copilul. Da? Tu pur și simplu duci până acolo și te întorci. Fără să te ajute. Da, și acolo. Și acolo, și acolo. Dacă pui mâna pe copil, ăia care mai puțin din el decât îl caci. Nu, te încurci mai mult. Asta pentru că e iarăși e particularitatea exemplului care presupune că încurci mai mult, dar nu e neapărat. Poate nu e neapărat încurci, poate că fiecare încurci, da. Ai 3 mai rapid și ești toate tu la da. Fiecare dintre ei, da, ăia 3 iau copilul de câte un apendice, da, unul de o mână, unul de o mână, unul de un picior și a mai rămas un picior. Ești tu de piciorul ăla. Nu trebuie neapărat să încurci. E ca atunci când car un dulap, deci știu, greu e pe ceilalți și tu ții da. Și tu. Tu ești cu, ca un de la secretar de partid, știi, ești cu coordonat. Da, cu mapa. Uite, vreau să vă întreb, deci, mie mi se pare că principiile identificate pentru situațiile de urgență, dar poate doar mi se pare, da? Mi se pare că nu sunt diferite, nu sunt excepții, nu se opun principiilor din viața liniștită sau cum să o numim. Da? Deci dacă zici, trebuie să respectăm omul, voința lui, corpul, proprietățile, dar într-o situație limită putem să trecem. Eu aș vrea să propun, nu, nici atunci n-ar trebui să trecem, ar trebui să îi convingi. Dar e în regulă. Și aici e distinția pe care am învățat-o de la Vali de curând.
pare că e ok să treci peste voința proprietarului. Noi zicem, fizic, poți să treci peste aia și s-ar putea să ai dreptate. Totuși, în lumina principiului, nu se justifică să-l încalci. Noi nu suntem, da, suntem de acord. Știi că mai era exemplul ăla, tipic. Intru pe proprietatea cuiva, ia un extintor ca să scap. O armă, chestii, exemple de genul ăsta. Da. Faptul că tu intri acolo și după aia îți asumi responsabilitățile, este pariul pe care îl faci tu. Dar conform principiului, nu accepti chestia asta. Nu e așa caz marginal în care de obicei te certăm, dar acum ai avut dreptate. Da? Principiul mi se pare că rămâne mereu același. Faptul că tu nu o să fii certat, asta este alegerea proprietarului care în negociere cu tine nu te urmărește. Dar e treaba lui. Principiul rămâne același. Și la barcă. Poate să te urmăresc. Exact. Poate să fie manchiul. Îți dai seama că dacă nu vrea să coopereze, exact, și tu îl calci pe cap. Ei. Păi nu, că am salvat-o. Nu mă interesează salvarea. Ești ticălos. Da, ce vreau să zic, că și cu situațiile limită. Poate unul care are o armă știe el mai bine, trebuie să luați cu găleata și să aruncați în stânga, nu în dreapta. Nu știu, ceva, distinții din astea. Ce îi obligă pe aia? I-a fost justificat să facă chestia asta? Nu a fost justificat. Poate a fost salutar, dar să facem o distinție din asta. După aia, poate noi îi dăm dreptate. Dar asta nu înseamnă că el are dreptate tot timpul și că el a făcut un lucru permisibil. Ăla care-i intervenit. Ăla cu pistolul, da, care îi obligă pe ceilalți. Aruncați în stânga, nu. Uite, acum ne obligă să trăim spre stânga. Uite, despre asta bine? E ce zicea la irlandezul la Casey. Dom'le, toleranța înseamnă, e despre lucruri care nu-ți plac, care nu ești de acord. Uh-huh. Și aici se vede how deep is your love. Uh-huh. Deci dacă ăla nu vrea să pună mâna, tu nu-l obligi. Atunci poți spune că ești tolerant. Da. Pentru că tendința covârșitoare e să... Bine, ok, dar Gumer încearcă să justifice... State o organizație necesară și la porumb, știi? Deci, nu? Adică doar libertarienii zic, nu pui mâna pe el. Niciodată. Sunt foarte mulți care zic, da, libertatea e bună, totuși, în situații limită, să mai permit niște chestii. Și, ok, ca să închei, s-ar putea ca persoana care spune chestia asta, pus el într-o situație ca aia, să nu îl urmărească pe micul agresor. Sau marele agresor. Mă rog. Deci după. Îmi iei extintorul, s-ar putea ca eu să nu-ți fac nimic. Asta spune ceva despre mine când spun că lucrul ăla e permisibil. Dar conform principiului, nu ar trebui să intre. Da, trebuie să-i obții în simțământ. Și în barcă. Ai putea foarte bine să ne imaginăm că îi convingi pe toți. Păi da, durează. Și ce, te oftici? Păi durează, deci da, se umple barca și se scufundă. Asta e scepticismul față de ființa umană. Da. Față de scepticismul față de libertate, scepticismul față de ființa. Mă, deci tu chiar crezi că ea nu pun mâna? Uh-huh. Deci sunt atât de bătuți în cap. Ok, discutăm scenariile astea tragice. Și avem exemplu de curând că se ridică în slăvi toți oamenii care s-au coordonat voluntar și fără stat să-i ajute pe refugiații din Ucraina. Iată, ei s-au dus. Trebuia să-i obligi și pe ceilalți să ajute? Sau... Iată că oamenii care s-au dus nu s-au ofticat că n-au venit și alții. Dacă n-a venit statul cu instituțiile lui... Era pe ea la o parte, da. Cei care au fost voluntari au zis... Eu zic, duceți-vă ca, mulțumim frumos, la revedere. Aici e proprietatea noastră. Noi avem monopol pe binele. Noi trebuie să mai și trăim. Am înțeles, e bine să faci bine. Bine, uite, deci un lucru pe care îl subliniază acum și cred că merită să-l... Suntem profesioniști în domeniul ăsta. Pe care cred că merită să-l subliniem și noi este că el spune așa, că odată ce observăm că tendința, deci de ce se ajunge la
argumentul ăsta pe fair play. Pentru că odată ce se observă că cum îi spune, de disobedience, nesupunerea individuală nu produce consecințe rele imediate, da? Deci argumentul consecințialist nu stă în picioare pentru un individ, ți se aduce argumentul, păi nu, că nesupunerea generală ar aduce, deci dacă generalizezi nesupunerea, atunci ar aduce și atunci e bine să se supună toți, chiar dacă în parte, deci chiar dacă tu ai putea să determini exact care este limita de la care următorul ar face diferența, da? Ar împinge statul în haos sau în faliment, mai bine toată lumea ca să rămână loc și pentru ceilalți. Asta ar fi o intuiție morală de tip hazard moral. Dacă mulți nu fac, o să se strice jucăria. Dar același lucru poți să-l întorci și împotriva statului. Păi dacă voi, nu știu, subvenționați sau manipulați moneda, de exemplu, lucrurile nu o să meargă sănătos. E la fel de mare sau mult mai mare pericol să strici jucăria. Nu contribuie, nu? Dacă tu subvenționezi, bine, uite, poți să dai două exemple de chestia asta. Unul care funcționează în favoarea statului, unul care funcționează împotriva statului. Primul e bancul ăla cu taximetristul care e, nu mai știu ce era, bazat, specialist, era meseriaș, așa. Știi bancul, da? Deci se urcă unul într-un taxi și vine o intersecție, se pune roșu, taximetristul prin intersecție, nici nu zice, stai bă, ce faci, era roșu, eu sunt meseriaș. Mai vine o intersecție, roșu, iară, trece prin ea, ce faci, sunt meseriaș. Zice, lasă, ai credere mie. Și vine o intersecție pe verde, se liniștește și pasagerul că o să treacă pe verde, care taximetristul pune o frână de mușcă ăsta din bord. Zice, ce ai făcut? Nu, păi dacă vine un meseriaș pe partea aia altă, deci ăsta, să zicem că ar funcționa în favoarea statului, dar ceva care să funcționeze împotriva lui este în Marea Britanie. De exemplu, nu există legi împotriva traversatului prin locuri nepermise sau pe roșu. În sensul că îți asumi problema. Da? În alte state există legi împotriva traversatului pe roșu și ele sunt relativ popularizate. Da? Prin urmare, în Marea Britanie este foarte puțină lume călcată pe verde, pentru că acolo reflexul este să te uiți. Și ai voie să treci și pe roșu dacă te-ai uitat. Da? Răspundem că nu vrei să te sinucizi. În alte țări mai civilizate, da? Precum Germania sau eu știu altceva, da? Dacă treci pe roșu, sau și în România de altfel, chiar dacă nu vine nicio mașină, n-ai încurcat traficul, nu era nimeni pe acolo, era 12 noaptea, whatever, da? Poți să-ți iei amendă. Da? Prin urmare, în țări de genul ăsta este un procentaj semnificativ mai mare decât în Marea Britanie de populație care e călcată pe verde. De ce? Pentru că ei văd verde și se aruncă în traversare. Da? Pentru că așa e regula. Încrederea în regulă. Da. Și aici funcționează contra statului. Vezi, da? Vezi în statistici asta, da. Da. Apropo de chestia asta, de ce nu trebuie să dai reguli? Un argument de asta de fair play este că, în fine, observația pe care o face Hummer este că dacă chiar trebuie să te supui unor reguli, șansele mari sunt ca tu să te fi supus deja regulilor necesare. Dacă o regulă e necesară să nu faci rău cuiva, multe șanse ca tu să nu faci lucrul ăla. Nu e musai să îți reglementeze turbura banală. Da, adică dacă sunt reguli născute din interacțiunile între oameni, oamenii le știu, le respectă deja. Poate pentru alea, ar trebui să existe o entitate care să asigure că sunt respectate. Pentru că vezi că deja oamenii le respectă, deci ele sunt niște reguli.
Dar ce pentru astelalte, care le face statul în plus, turbura bananei și a castrafetelui, pentru astea n-ai nevoie să-ți facă nimeni nicio regulă. Sunt în plus, sunt fără rost. Da, dar uite, anti-humor și astea le poți argumenta. Mm. Poți găsi tot felul de argumente. Știi că, uite, dacă nu reglementăm carnea, nu știu ce, mor oamenii, dacă nu reglementăm nu știu ce. Chiar și la corpura banii poți găsi. Cine știe? Economisește benzina, că intră mai multe banane. Găsești. Deci chiar corect. Orice poate deveni esențial. Știi? Da, da. Sau le-a redistribuit. Uite, mai țin minte Vali paralela, deci suntem tot pe barcă și el zice, ok, e drept să te oblig să dai aia pe afară, dar nu e drept să, și urmează niște, să-ți iau colierul și să-l dau la un sărac. Să te rogi la zeu mării pentru milă, să începi să-ți dai cu bici pe spate până când dispare pericolul și să-i dai $50 altcuiva, unei terțe persoane care e cunoștință cu individul care impune regulile. Argumentul fiind ce? Că nu ajută obiectiv. Și argumentul lui este așa, că prima problemă, da, deci prima regulă aia în care trebuie să pui mâna pe găleată și să dai apa afară, este utilă. Da? Uh-huh. A doua și a treia, să te rogi zeului mării și să te autoflagelezi, sunt inutile la predica, la problema în care te afli, iar cea de-a patra este cauzatoare net de un net rău celor mai mulți dintre parteneri, în sensul că îi lasă fără $50. Nu, eu aveam în vedere la politici de-astea moraliste, paternaliste, și le interzicea și în barcă, zicea că asta e prima. Nu? Când zice, când dă câteva exemple, să redistribui un colier, să interzici unuia să joace cărți, să... Da. Unul vrea să drogheze și tu te duci și... Păi, lasă, poate prinde putere, poate să aruncăști. Ajută cauza comună. Te face parca mai ușoară. Uite, și la asta mă întrebam. Adică, doar ce zice? Ok, începe să ia apă și... De cine proprietarul, știi? O primă replică a mea era, păi stai puțin, că nici proprietarul nu poți să te arunce, știi? Înțelege că cu mindri... Că e disproporționat. Nu, ideea e că... Din apă? Răspunsul poate fi că... Că poate că e proporționat. Este. Prima replică a mea a fost să zic, păi frate, ce dacă ești la mine în casă, vezi să mă arunci pe balcon, așa și acolo. Erau... Iar dacă vrea să plece, acolo... n-are voie să-i gunească, că ar fi crimă, știi? Acolo este. Dar în apărarea lui Rothbard ar putea fi că, păi da, dar ei sunt oameni înțeale cu agresiunea, știi? Ăia doi. Deci se scufundă toată... Și da, și e îndreptățit. De asta, asta era ideea, că e, de ce e situația. Dar prima mea reacție a fost că nu, nu are voie, păi ce faci, eu mor, știi? Dar nu neapărat, poți să-i arunci în apă și să-l arunci un colac, adică nu trebuie da, să le pui să în vedere. Să modifică scenariul. E ca, chem un glob, știi? Ok, dar... Păi ok, dacă nu... Atunci iarăși e cu duș întor, nu știu în ce măsură e ok. Nu, eu zic că pe ea amenințare cum ar. Păi, deci n-a produs-o el, dar din întâmplare e acolo. N-a produs-o el. Dar nu-ți rezolvă problema. De ce? Dacă păi barca în continuare se scufundă. Hai să zicem, nu, îți ține 8. De situațiile cu bărci au un număr 8. Scenariul era că te salvezi. Nu ține 10, ține 8. Scenariul era că te salvezi dacă arunci pe cineva. Dacă arunci 12. Știi clar, că dacă l-arunci... Altfel nu mai avem dilema, pentru că mor la... Și s-a rezolvat. Dilema există pentru că poți salva un număr de oameni, știi? Întrebarea e pe cine? Pe cine arunci? Asta seamănă exact cu scenariul. Sau pe cine păstrezi? Vin criterii tradiționale, femeile și copiii. Trebuie să rămână, știi? Aruncă bărbați. Nu știu. Condamnați. Gândește-te la... Nu, uite, ia asta... Poate să tragă la sorți, dacă asta s-a chiar și este, da, trebuie să se înțeleagă. Asta e problema. Problema. Ce te faci dacă nu se problema înțeleg? Se pune dacă nu se înțeleg. Că dacă ei se înțeleg toți, nu mai e nicio problemă, da? Dar dacă nu se înțeleg,
Cine decide cine? Și să zicem că sunt, doi în plus. Nu poate decide? Păi și proprietarul nu poate decide? Că ea doi pot fi asimilați unei amenințări iminente. Da, dar dacă, dacă vrei să vă modific, să vă încurc scenariul, să zicem că barca e a tuturor, în mod egal, e a tuturor celor 10. Și se știe tehnic că trebuie să scap de 2. E cum atunci faci? Atunci trage la sens. Păi, asta e. Problema e dacă nu se pun de acord. Problema mereu când nu se pun de acord este că inevitabil o să ai un conflict și trebuie să fii pregătit pentru acel conflict. Păi ăia puternici o să-i arunce pe aia mai mici. Da, așa este. Păi nu, că discuția noastră dar nu înseamnă că e corect. E normativă. Da, e normativ, exact. Noi suntem filozofi sau judecători. Nu, că așa da, ia unul la bătaie, păi aia și rămâne singur. Da, atunci, atunci normativ, singura ieșire etică din situația asta este, să zicem că sunt doi în plus, este ca doi aleagă să ei accepte să se sacrifice pentru restul. Da. Dacă asta este singura ieșire etică. Nu există nicio altă ieșire etică. Nu poți să-i asociezi pe ăia ca fiind, chiar dacă e barca ta, nu poți să-i asociezi ca fiind o amenințare iminentă. De ce? De ce pe ăia? Stai, s-ar putea. A, de ce ăia doi? Asta zic. S-ar putea să nu avem un răspuns la chestia asta. S-ar putea ca unii să facă ceva împotriva principiului și să-și asume sau nu consecințele. S-ar putea să nu. În situații atât de încurcate și de rele la o adică, în care n-ai un răspuns bun. Cu siguranță sunt situații, e posibil. Sunt situații fără ieșire. Știu, zic eu, tind să cred că și asta e una dintre zici ele. Zici că n-ai vrei să-i arunci pe doi? Nu. Îți confundă barca. Păi se confundă barca. Da, sunt și proprietari. Ce? Sunt și proprietari. Nu, am... A, înapoi la... Okay. Nu, înapoi la un singur proprietar. Nu poți să decizi pe care îl arunci de pe barca ca să păstrezi barca. Păi toți sunt. Păi atunci ori arunci pe toți, da? Caz în care ai aruncat prea mulți, da? Ori tu nu arunci doi, de unde ai scos că trebuie să arunci pe toți? Întrebarea e dacă ești justificat. Păi ești corect. E aceea justificare. Adică ideea e că oamenii aia care sunt pe barcă, da? Nu e niciunul în plus până nu decizi tu care e în plus. Ei sunt pe barcă. Barca are o problemă, da? Trebuie să țină cu doi mai puțin. Eu zic că toți sunt oameni. Toți sunt o amenințare. Ok, perfect. Și atunci de ce te concentrezi pe aia doi? Treaba lui. Asta de proprietar. E treaba lui de proprietar. De ce s-a concentrat pe aia? Nu le-a plăcut de ei? Că s-au uitat nu știu cum? N-au dat bună ziua? Păi da, da. Întrebarea este dacă e justificat. Nu dacă e... Păi crezi că dacă ar, să zicem, ar trage la sorți? Ea zice de proprietarul, voi băieți, asta tragem la sorți, da, să nu ziceți că nu. Păi din nou, dacă se pune toată lumea de acord, ai rezolvat problema. Nu zic, chiar dacă, să zicem, ar găsi o cale împăciuitoare de aia, ce forță de coerciție ar avea acea soluție față de voința arbitrară a proprietarului? Nu ar avea. Te gândești când o majoritate din aia din barcă ar hotărâ împotriva proprietarului? Ești proprietarul, avem o dată, proprietarul alege arbitrar 2, da. Sau există o altă soluție, să zicem, care ar fi mai fair, de a alege cei doi care trebuie să zboare din barcă. Așa. Oricare ar fi aia. O soluție care este mai... Nu, o altă soluție care ar fi fair este unanimitate, da? Asta e tot. Altceva între... E la fel de arbitrar. Da, exact. Păi e la fel de... Păi da, dar asta nu înseamnă că oricare dintre ele e justificată. Ba da. Ba nu. Deci justificat e doar când se pun toți de acord. Nu. Proprietarul. De ce zice unanimitate? O altă unanimitate și pe aia proprietarul. Este următoarea în locul 2, să zicem, în a alege pe cei doi care să zboare. De ce se împată unanimitatea? Dacă toți vor așa, să zicem, și proprietarul și alții se pun de acord, inclusiv dacă e de acord, da, dacă e de acord, da. E o unanimitate, sunt toți. Dacă e de acord, poate să nu fie de acord cu regula unanimitate. Nu, ideea, păi unanimitate înseamnă că și mai inclus. Sus este că ai proprietarul plus oameni. Da, poate să nu fie de acord. Bine, aici ca să schimb complet scenariul și discuția,
o să vină unii și o să zică, da, ăla de ce era proprietar? Că poate nu era proprietar corect. Ce e proprietatea asta? Și să strică toată discuția. Da, și au aceeași problemă. Ok, și nu e la proprietar. Bine, de fapt... Majoritatea, prost. De fapt, în regulile contractelor nescrise, da? Motivul pentru care capitanul se duce la fund cu barca, da? Este ideea că atunci când tu te urci pe barca cuiva, el se ia responsabil pentru viața ta. Okay. Adică asta e acordul nescris care se petrece acolo. Mm-hmm. Deci teoretic, dintre toți proprietarii, trebuie să fie primul care sare în apă. Aici e vorba de o barcă care a scos niște naufragiați din baltă cu vaporul, cu barca lui. Și după aia începe să apară probleme. Deci eu v-am luat, v-am salvat și acum faceți nazul. Schimbat iar exemplu. Deci proprietarul nici nu e pe barcă. Deci, deci proprietarul vine... Deci, eu așa văd deci cu sunt, barcă. Nu pleci cu deci barcă suntem, pe ocean. Suntem, deci la scufundarea, suntem la scufundarea Titanicului, da? De. Vii cu bărcuța, ai găsit acolo pe toți împărțiți, da? Ai găsit-o pe Rose, pe șifonierul care avea loc pentru două persoane, da? Și ești contra cronometru, în sensul că îngheață lumea în apă. Vine okay. Furtuna? Vine furtuna, whatever. Da. Și îți permiți să scoți din apă nu știu câți, da? Și cumva scoți cu doi mai mult. Nu, dacă ar fi, n-ar fi furtună, scoți cât bagi în barcă. Așa. Te duci. Și te mai întorci. Da, am înțeles. Dar da, să zicem vine... că să zicem că scoți cu doi mai mult. Nu-ți dai seama, scoți cu doi mai mult. Bun, scoți cât trebuie. Urmai că vine furtuna, ți-a îngăurit barca. Devin doi și atunci în plus. Și devin doi în plus. Da. Da. Ok, bine. Fie și așa. Same, same. Așa. Cum alegi? Tu ești proprietarul, tu stai salvat ăștia și tu decizi. E, eu aș spune că e același lucru, că i-ai scos din apă și i-ai pus la tine în barcă, se aplică aceeași regulă. Oare? Ăia doi nu ți-aduc o... Eu aș zice că se aplică aceeași regulă. Bine, e un pericol. A zici, fii atent. Nu știu dacă e o agresivă. Dacă ar fi din capul locului, a zice că dacă e mai problematic. Dar dacă ei vin doi și îți scufundă barca, mi se pare că poți să-i... Păi dar n-auzi că nu vin doi nu, și îți da, scufundă barca? Barca să... Problema la barcă se petrece după aia. Deci după ce ai luat în barcă. Păi ți-am făcut distinția. Am făcut distinția. Și atunci? Păi e mai greu ăla în care i-ai luat pe toți. Decât când vin secvențial doi, că așa le dau știu în curte, plecați. Așa nu-i lasă să se urce, asta e. Nu că nu știe, mergea. Asta mergea. Ea după aia se defectează. Da. Înțelegi? Ea ține 10. Așa. Ține 10, păi, ține okay, după mai ține. După aia nu mai ține 10. Ține așa. Doar 8. Așa, păi ăsta e cazul. Ăsta e cazul. Atunci, proprietarul decide. Dar zici că primul care s-a urcat în barcă... Zic. Hai, puteam să zici că primul care s-a urcat în barcă, în lipsa proprietarului, este așa un temporar apropriator al bărcii. Nu, ea zice că e aceeași situație ca și cum te-ai urca cu bilet. Deci nu... A, că ar fi fraudă dacă îi dai, dacă... Nu e fraudă. Încălcarea e ideea asta nescrisă că ți-ai luat viața lui în garantez pentru ea. Mă rog, nu putem să știm. Aici e o grămadă de variabile, contează ce e în capul celui care poate să alea. Și dacă nu le garantezi. Optim? Le zici ca să garantezi măcar la 8 sau 8. Păi dacă le zici asta de la început, poți să discuți. Ai garantat asta la toți. Da. Cei 10. Dar să rămână cei 8 pe care le-ai garantat, încalci două promisiuni. Dar fii atent, tu n-ai voie să-i dai pe toți? Ai voie, nu ca proprietar. Să dai pe toți afară. Asta am zis și eu de la început. Ia asta am zis și eu la început, că poți să-i dai pe toți afară. Tu dacă ești proprietar, zici, ia să ristoți. În sensul că, stai puțin. În sensul că tot e un răspuns disproporționat, pentru că la tine doar doi sunt în plus. Deci tu poți să spui, felul în care ți-ai construit exemplu, poți să spui că doi sunt în plus, da? Și tu ai voie să-i arunci pe toți ca să nu discriminezi, dar numai doi sunt în plus. Auzi o chichiță cum fac polițiștii americani, ăia răi, este
îi arunci pe toți, 8 de îmbarcă, 9, rămâi tu singur, zici, I was fearing for my life. Nu, dar ce-ar fi greșit? Pentru că oricum, toți eu, unul la mână e răspuns disproporționat. De ce nu e? Păi nu, cum? E disproporționat. Pentru că niciunul dintre ăia din barcă nu ți amenință viața decât în proporție, decât în proporție, dacă vrei să îl împărțim așa, de 2 din 10. Da? Păi faci altceva. Și tu te aperi, tu spui, cu 1. Tu nu te aperi, tu spui, nu, tu, nu te aperi sunt proprietar. Cu 2 din 10. Iată în ceva. Deci el îți amenință viața, da? Ca 2 din 10. Mm-hmm. Tu îi zbori creierii sau îl arunci în apă, ăla e un 1 întreg, nu e un 2 din 10. Auzi, e o situație. Bine, ca... poți, poți să-i pui pe toți să slăbească. Poate zice că ea nu mai sunt amenințare, știi? Da. Dacă tu ai gurit 2, deci îți mai gurești pe alții, că nu. Corect, da. Și asta e. Da, poți să faci altceva, ca să fugi de... Tu de agresor, de fapt. Tu nu, de ca să nu tragi de manetă la tramvai. La dilema tramvaiului, zici, eu sunt proprietarul bărcii, voi ăștia nouă vă rog să deliberați între voi pe care doi îi aruncați. Te speli pe mâini. Din nou, altfel, dacă, din nou, dacă nu, ei, altfel vă iau random, uite din așa nou, dacă ochii ei și... se pun de acord, dacă ei se pun de acord, iarăși asta rezolvă problema. Dar ei poate să pună de acord să te arunce pe tine? Nu. Că așa asta e o agresie. No, că evident, că așa, evident că așa s-ar întâmpla, da? Păi soluția care e? Ce faci? Eu zic că nici așa. Până lumea de acord. Nu, eu zic că nici așa nu este ok. Dacă ceilalți nouă ar decide prin orice metodă, democratică, tradiționalistă, femeile și copiii sau alte chestii, nu ar fi justificat să arunci ce rezultă cele două persoane în baltă. Păi da, dacă ei se pun de acord, nici nu trebuie să le mai arunci, sar singuri. Stai, dau o datorie. La revedere și au sărit. Dau o datorie de a face binele. Nu înseamnă că eu trebuie să sar primul, că sunt mai voluminos. Nu. În cald că proprietarul decide ce se aplică o lege pe barca aia. Deci, din nou, proprietarul poate să decidă ce vrea. Problema este ce drepturi încalcă, da? Și dacă devine agresor sau nu. Deci dacă deci avem, devine, dacă, dacă avem problema răspunsului disproporționat, deci din nou, aici, dacă nu e disproporționat, că Costel a tot zis, fără aia doi să scufundă toată barca, deci n-ar fi disproporționat. Problema cum este, e alegi. Este disproporționat pentru că, din nou, îți mai spun o dată, ei îți amenință viața într-o proporție de 2 din 10. O simplificăm, 1 pe 5. Da? Yes. Ok. Exact. Tu le răspunzi într-o proporție de 1. Îi omori, arunci în apă. Da? Da. Nu, da? Nu, în nu proporție de 1. Uh-huh. Da? Nu e 2 pe 10. E disproporționat. De ce nu e 2 pe 10? Că dacă îți doar 8, nu-ți mai amenință viața. Da. Nu. Mă rog cu tine. În momentul în care... ei sunt prezenți pe barcă și eu mor din cauza lor. E unul la unul. E unul la unul. Dar am murit eu, unul. Nu, n-ai murit din cauza lor. Ba da. Nu, n-ai murit din cauza ălora, ci ai murit din cauza tuturor. Ok, dar probabilitatea de murit e tot unul la unul. E tot unul la unul, dar cine te-a omorât pe tine sunt toți la oaltă. Nu aia doi. Nu aia doi. Okay. Pe care i-a alegi tu. Doi pe care de asta e răspunsul disproporționat. Da, da, da. Și soluția care e? Trebuie să se pună de acord. Soluția este trebuie să se pună deci de dacă acord. Nu se pun, dacă se dacă dat... nu se pun de acord, atunci ar fi bine să bagi într-a patra și să speri că ajungi la un loc de unde poți să nu-ți. Deci tu n-ai fără întristare. Dar de ce n-ai avea voie să dai doi? Răspuns disproporțional. De ce e disproporționat? Doi doar oare ce care? Am terminat să spun matematica. Aia te amenință cu 1 pe 5, tu răspunzi cu 1. Nu e disproporționat. Stai. De ce e disproporționat? Nuanță, nuanță. Nu, doar 2. Stai, nuanță. Da, da, păi, aia te amenință doar cu 1 pe 5. Nuanță. Faptul care că tu i-ai arunca, i-ai scoate pe 2, da. Nu e, nu, problema nu e de disproporție. Problema este de cum îi alegi pe aia 2. Păi că nu poți, că nu poți. Problema este că dacă că îi alegi, exact, că nu dacă îi alegi, răspunzi disproporționat, da? Răspunzi la o amenințare, adică răspunzi cu o acțiune mai puternică decât amenințarea pe care tu spui, nu că mi-amenință viața. Nu ți amenință viața ei, ei ți amenință viața doar în proporție de 1 pe 5, doar la un loc cu ceilalți. Toți îți amenință viața și tu nu poți, tu zici,
n-ai cum să îi arunci afară. Noi pe partea asta zicem, păi ba dacă mor ba da, dacă ți amenință viața, dilema poți să-i arunci din nou. Dar dilema dacă e toți pe cine? Dacă toți îți amenință viața, poți să-i arunci afară. Dar nu ți amenință toți. Dar asta e problema. E problema de matematică. Vrei sunat un matematician. Calculeze șanse. Păi și o să zic că ăla cel mai... În primii trebuie să iasă aia cei mai grei. Da. Nu, dar e interesantă dilema, știi? Bine, dacă vrei să fii mai practic, a zice în primul rând, pe hainele. Scăpăm de haine. Oricum, prin chestia asta, Hummel vrea să simuleze cum e cu societatea și statul care impune reguli de comportament membrilor societății. Altele decât salvarea, că asta îl deranjează în capitolul ăsta. Da, adică dacă ar fi... El da. Complică un exemplu după aia. Zicem că sunt doi cu pistol. Unul zice, domne, trebuie să vă rugați la Poseidon ca să salvăm. Unul zice, nu, la... aruncați-vă hainele sau altă soluție, știi? Adică sunt mai multe soluții concurente, domne, pe care o alegem. Înțelegi? Unul zice că așa și eu să o impun cu forță, altul zice la fel. Atunci e posibil ca faptul că cel care impune cu forță o soluție și statul în societate de obicei alege soluții proaste de a ieși dintr-o problemă, nu trebuie să te determine să te supui la ce a impus ăla cu pistolul. Deci nu e o datorie de a te... Sau pe de altă parte mai zice legile. Că dacă te apuci să fii, dacă te apuci să obligi pe alții în situații limită, atunci este corect, e o intuiție morală, e corect la rândul tău să fii și tu obligat în alte situații limită. Atunci egalitatea între ăia doi cu pistoale de pe barca fictivă ar face ca și statul să poată fi obligat, nu-i dă nimeni un monopol. Puteai și statul să fie obligat, da. Să-i lase pe oamenii în pace în situații... Vreau să zic că, uite, și eu plătesc taxe. Funcționa rana. Da, 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 exact. Bugetarii, da. Și eu accept obligația, accept această pravilă. Nu știu, mai avem ceva sau întrebare mai finală da, pe cine aruncă? Mai avem. Este cu doi cu pistolul, e vorba de supremație, știi? Dacă ar mai exista o forță în interiorul unei societăți care să aibă aceeași putere ca și statul, atunci statul nu ar mai avea supremație, știi? Bine, toate se întorc la principiile alea 5 pe care le-am enunțat în episodul 1, da, în capitolul 1, nu? Da. Episodul 116. Cele 5 atribute ale autorității politice. Da? Și al cincilea era ăsta al supremației, care presupunea că nu există nimeni care să-i dea ordine statului. Și Hummel efectiv încearcă ia situația asta, da, limită, în care să zicem că tu ești în barcă și nimeni nu vrea să pună mâna să dea apa afară și atunci a scos pistolul, zici, auzi, hai, treceți la balotat. Și asta ar fi, tu ai fi în acel caz reprezentantul statului, în sensul că e un bine comun, clar, ușor de identificat, care, bine, aici presupunem că ea vor să supraviețuiască, poate că ei nu vor să supraviețuiască, dar simplificăm lucrurile de dragul exemplului. Da, e un bine comun, dorit de toată lumea, nimeni nu face ce trebuie și atunci necesită o acțiune colectivă sau canalizarea unor mijloace. Și atunci, în acest caz, pare să fie justificat. Și întrebarea este, putem lua acest caz și generaliza astfel încât să ajungem la autoritatea politică cu alea 5 chestii? Și cum ar se concentrează aici, a spus și Gabi, pe cea de-a cincea, supremația. Nimeni nu are voie să-i spună statului
ce să facă, da? Prin urmare, ăsta care a scos pistolul, da, se oblige pe ceilalți să facă treabă, ar trebui să beneficieze de această supremație, da? Și Homer modifică exemplu, dar într-un mod plauzibil, în ideea că ăsta, pe măsură, deci ce se petrece bailout-ul, da? Scoaterea apei din barcă, zice, ia dați-mi și niște bani, dacă tot vă aflați în treabă și merge cooperarea. Dați-mi și 5 lei, că uite, eu mi-am luat un risc, am scos pistolul, dați-mi 5 lei de la fiecare ca să fie bine, să nu fie rău. E, în clipa în care ar apărea această a doua regulă, care, așa cum am văzut în exemplele precedente, nu mai are nicio legătură cu binele inițial pe care e construit exemplu și nu este nici măcar, nu face parte nici măcar dintre opțiunile alea inutile, ci produce un net negativ. În intuiția clasică, dacă ar mai fi cineva cu pistol la el în acea barcă, ar fi perfect justificat să scoată pistolul, să-l îndrepte spre ăsta care dintr-o dată s-a decis să aproprieze câte 5 lei de la fiecare și să zică nu. Mergeți înapoi și dați la apă, că aia e ok, asta e în plus. Dar dacă suntem de acord că ar fi justificată această a doua persoană, atunci se încalcă principiul supremației. Prin urmare, nu poți să generalizezi exemplu într-atât încât să păstrezi o justificare pentru autoritatea politică a statului așa cum este el astăzi. Asta e ideea cu asta. Și tot la fel, exemplul bărcii nu ține nici pe două din celelalte cerințe pe care ne-am certat în episodul precedent, și anume 3 și 4. Independența de conținut. Și până la urmă am învățat, numai de context, și acoperirea, da? În sensul că nu orice spune ăla cu pistolul trebuie ascultat, ci doar în măsura în care se duce către rezolvarea crizei, da, exact, și nici ceilalți nu sunt datori să se supună la orice spune el. Tot din astea două, fiind încă două din piloanele autorității politice pe care nu pot fi generalizate din exemplul ăsta, se deduce chiar dacă, adică aici deja putem noi să deducem, chiar dacă pare că în anumite cazuri particulare poate fi justificabil să îți obligi concetățenii să facă câte ceva, nu știu ce, da? Depinde de la caz la caz, asta e ideea. Asta nu justifică restul de lucruri pe care le faci. Nu justifică restul de lucruri pe care le faci. Și aici eu când am citit asta mă gândeam dacă în felul ăsta nu a justificat Homer inadvertent serviciu militar obligatoriu, mobilizarea obligatorie atunci când țara e atacată de un enemic. Asta e riscul la concesiile astea. Da, e și eu la fel. Mi-a plăcut. Plus că mi se pare asta e limitarea intuiției. Și carantina o poziție. Exemplu, e posibil, da. Tot în exemplu ăsta cu barca, ca cel cu pistolul spune, domne, puneți mâna pe găleț și goliți apă din barcă. Însă, soluția cea mai rapidă și mai ușoară de a scăpa de primejdie, să zicem, este să arunci niște bagaje care sunt în barcă. Altceva. O persoană privată să poată găsi o soluție mai
bună și mai, să zicem, eficientă omul, pentru rezolvarea crizei. Omul de soluții mici care singure n-ar rezolva, dar împreună ar putea să rezolve. Da, și atunci dilema apare. Sau la, pentru... sau la o, la o, adică poți să-i și plătești. Adică in, asta, asta e un lucru care nu, la, nu e băgat niciuna dintre astea, da. Da, dar motivarea, da? Incentivizarea funcționează și pe parte pozitivă, nu doar pe parte negativă. Faptul că ăla are un pistol și zice face soluția cu tare, s-ar putea să fie și evident proastă. S-ar putea, da, el să zică luați cu găleata, băgați apă în barcă, cum se face acum, deprintează bani ca să ajute la inflație. Da. Da, deci nu trebuie să ai încredere oarbă în nimeni până la urmă. Doar pentru că el are o armă sau ai încredere vremelnică. Bine, Humor spune că unul dintre punctele care justifică chestia asta este că e o soluție pe care majoritatea e o soluție care rezolvă problema, adică e util. Da, dar la un moment dat pune vreo trei condiții în care trebuie să, nu le mai știu pe din afară, în care trebuie să dovedești că sunt, trebuie să știi foarte bine că sunt bune și trebuie să și dea rezultatele alea bune. Și de obicei... Să n-ai alternative. Și să n-ai alternative. Și de obicei, multe din lucrurile pe care le face statul nu se bifează măcar că prin acțiunea lui, că nu te lasă să încerci altceva. Nu, pentru că da, e monopol. Ce mi-a plăcut aici și... Adică stai, ca să-l apăr un pic pe Humor. Zi. Deci, Humor zice... Poate pentru serviciile astea de armată, reguli și apărare de răutăți, poate s-ar justifica. Să-i luăm apărarea, el zice, dacă statul e în stare să dovedească aceste trei lucruri de adineauri. Dar, adică să, dar el să dovedească că nu s-ar face în absența exact, să dovedească că nu s-ar face în absența, că rezultatele sunt așa și că argumentul în fine e bun. Și că astea trei nu se bifează niciodată. Și trebuie să se bifeze toate trei. Atunci în apărarea lui, el zice, hai să o jucăm așa, dar ele nu, de obicei nu se bifează. Atunci nu o spune explicit, dar pe cale de consecință ar trebui să nu le facă nici pe astea. Ziceam că ce îmi place un punct oarecum de claritate într-o masă de amorfă. Așa, amorfă de cazuri speciale este că la un moment dat el se apucă și itemizează toate tipurile de legi, da, care tind să fie date, și anume sunt așa, unu, legi care au scop protecția drepturilor cetățenilor, de exemplu legile împotriva crimei, furtului, fraudei, politici care au ca scop să... Bunuri publice. Să dea bunuri publice. Apărare, armată, protecție de mediu. Okay. După aia stunele pe care le-am putut numi paternaliste. Trei, centură, droguri, altele care... Care paternaliste în sensul că previn cetățenii să-și facă rău singuri, exact, lor. Deci nu mai e nicio altă persoană care e... afectată decât ei înșiși. După aia unele să le numim moraliste, care apără de lucruri imorale, jocuri de noroc, tot droguri, prostituție. Da. Mai cinci. Departe. Politici de politici ca să ajute... Eu le-am zis sărăciste. Sărăciste? Să ajute, să ajute persoanele asistență în sărăcie. Da. Socială, salariu minim, subvenții, educație. Și după aia... 6. Afaceri cu statul. Avantajiste. Avantajiste? Ok. Afaceri cu statul. Subvenții. Sunt, contracte preferențiale. Licențiere intră tot aici. Adică permise care limitează concurența. 7. Legi... etatiste. Care... să se apere statul el. Stabilesc monopolul și a statului în diferite domenii. Taxare, emisie de monedă, care previn concurența în domenii precum armată, poliție, justiție, așa mai departe. 8. Politici care au ca scop să promoveze alte lucruri ce sunt privite ca simpatice, dezirabile, da?
în separație față de ce am vorbit înainte, de exemplu un buget pentru cultură, televiziune de stat, arte, cosmos, exact, cosmos și nouă emoționale, legi și politici, da, emoționale, populiste, să fie bine, să nu fie rău, imigrație, drepturi minorități. El zice aici restricția imigrației și spune că și poziția lui emoțională pentru minorități, dar s-ar putea acolo să aibă el o poziție emoțională. Ce asta, nu neapărat, intuiționista asta e emoțională? Da, dar gândește-te, uite, da? Vorbi puțin, nu, din sensul că sunt gay marriage, gay marriage o poți asimila unei subvenții și poți fi împotriva gay marriage de pe poziții liberal clasice. Când te opui, de fapt nu te opui căsătoriei, ci subvențiilor. Da. Da. Ce, sens, ce sensul că te opui, că crește numărul. Da. E ca și cum te-ai opune unei subvenții la sfeclă. Da. La fel te opune și căsătoriei tradiționale. Tu ești anti-sfeclă sau anti-gay marriage, ești împotriva subvenții. Da, ideea e că nu trebuie să mai cauți. Nu, în sensul că e o subvenție pentru morcov și într-o dată se dă pentru sfeclă și tu te opui să se dea o subvenție pentru sfeclă. Aia e altă, asta, da. Asta e o chestie. Și Humor spune că atunci când ne gândim la nevoile pentru legi și pentru importanța de a le de a ne supune legilor, lumea tinde să se gândească la legi de tipul 1, 2 și poate 7. Ca să le aduc aminte repede, e vorba de legile împotriva crimei, furtului, legile care bunuri comune, oferă bunuri comune, armată, poliție și așa mai departe, și legi care promovează puterea statului, adică taxele în general. Pe când celelalte nu tind să apară în discuțiile astea generale, dar ele există în continuare și dacă statul în sine și-ar extrage, ar avea autoritate politică, așa cum am definit-o în capitolul 1, atunci și legile celelalte ar fi la fel de justificate, la fel de obligatorii și pe picior de egalitate din punct de vedere al obligațiilor pe care le impun, inclusiv în judecata voastră internă, cu astea de aici. Deci, pe scurt, ca să fie cât mai clar, pensiile speciale, pentru că sunt date prin lege astăzi, au aceeași obligație morală cu pedeapsa pentru viol. Exact. Dacă îți legi. Deci nu poți, dacă cârtești împotriva uneia, cârtești și împotriva celeilalte. Deci, de fapt, noi nu cârtim adică împotriva... Adică e ca și cum cârtești și împotriva celeilalte. Noi, de fapt, nu cârtim fix împotriva anume a legii, ci împotriva statului. Exact. Uite chestia aia și vreau să mai zic. Adică dacă crezi că statul e justificat, asta e ideea. Păi nu e. Aia cu blatiști, aia mi-a plăcut. Mm-hmm. Îmi spune Humor, dom'le, nu pot spune că ăștia sunt blatiști, anarhiști, să zicem. Da. Încă ei nu vor ca apărarea să fie apărată de stat. Deci dacă el vroia ca apărarea să fie oferită de stat, dar el să se fofileze, da, puteai spune, da, e un blatist. Dar ăla nu vrea. Deloc. Da. Și deci nu vrea explicit. Deci dacă nu vrea să existe statul sub nicio formă, nu e niciun blatist. Pentru că nu vrea acel bun. Da, e de tare. Cât despre arestul ideii cu domne, toată lumea trebuie să facă la fel pentru că toată lumea trebuie să facă. E așa, e fair play. Este exact exemplul ăla al crabilor dintr-o găleată. Care nu lasă crabii să scape pentru că nu știu, ăsta e instinctul lor, îl trag pe el. Dacă scațără unul să iasă din găleată, crabii din găleată îl trag pe ăla jos ca să ajungă cu toții friptură la un moment dat. Că de asta sunt în găleată din primul rând. În groapă mai degrabă. Da. În concluzie, cum ar spune că argumentul ăsta, argumentele bazate pe consecințe sau pe fair play
vin cel mai aproape până acum să justifice autoritatea statului, în sensul că măcar reușim să găsim situații particulare în care ele, să zicem că țin. Deși, uite, întorcându-mă la ideea aia pe care o discutasem mai devreme cu dacă justifică conscripția în cazul în care intră rusul în țară, răspunsul acolo, nu știu dacă l-ai dat tu exact sau dacă l-am subliniat, e înfrânt pe partea asta de alternativitate. Adică îți oferă, te lasă, îți dă soluții alternative? Statul, da. Da, dar adică poți susține o folosire a coerciției private. Deci nu trebuie neapărat să înțelegi. Umar ar spune nu, într-adevăr, nu avem nevoie de stat, dar e o situație de urgență și se poate folosi coerciția, nu știu, niște privați. Și... Deci nu, nici acolo nu e nevoie de stat. Da, niște privați dar faci coerciții. Da. E ca cu BAC, știi? Uh-huh. Adică permis coerciții. Poziția libertariană e să nu permite loc. Să lași pe toată lumea să facă așa. Bun, dar spuneam, chiar dacă astea ajung aproape, în sensul că găsim niște situații particulare în care poate da în clipa în care încerc să le generalizezi, mor, tot nu reușesc să bifeze trei din cele cinci criterii care să ofere autoritate politică. Prin urmare, nimeni nu are dreptul să... Încheie el aici spunând că nimeni nu are dreptul să oblige prin amenințare, da, oamenii să facă lucruri contraproductive sau care nu sunt de folosul nimănui sau care au scopuri de importanță mai mică decât un sistem de valori. Uh-huh. Nu știu, el aici pare că presupune existența unui sistem de valori, dar... Și că teoretic el pare să spună că da, statul pare să aibă dreptul să colecteze taxe ca să administreze un sistem, dar doar pentru poliție, tribunale, zice poate că și pompieri, dar mă rog, așa. Nu, în sensul că pare să-i scape aici, de obicei atunci când e... Deci el aici pică pe poziția care se numește minarhism, stat minimal, deși ăsta minarhismul e... Totdeauna sunt, și acolo sunt mai multe nuanțe, mai multe... Arome, așa. Ăsta ăla era cuvântul pe care căutam, sunt și acolo mai multe arome de minarhism, în sensul că unii... Zic că doar justiția este justificată și restul se face cu voluntari, alții spun nu, justiția și poliția și pompierii, alții zic și armata, alții spun păi dacă avem poliție și pompieri din voluntari putem să avem și armată din voluntari. Și tot așa. Și e dezbatere și acolo. Dar aici el asta pare să spună că statul pare să aibă dreptul ca să producă fonduri pentru aceste stricte servicii care ar trebui să fie finanțate la un nivel minim și numai cu o minimă coerciție impusă și statul nu are dreptul, prin urmare, să impună legi paternaliste, moraliste sau să stabilească monopoluri și alte surse de finanțare. Atât? Te răspui întrebare? Posibile soluții de ieși din barcă. Da, ne-am discutat și un caz mai dur știi, decât el. El avea doar poate țapa, știi? Aia era soluție. Mm-hmm. La noi trebuia să scoatem doamne, știi? E mai ușor, cred că și să scoți banii era mai... Poate că de asta el n-a ales cazul ăsta, dar eu aveam inițial o altă întrebare în gând, dar o să o punem pe asta. Că mi se pare mai bună, ce procedură crezi că ar fi justificată de alegerea celor doi oameni care trebuie să părăsească barca, da? Deci ideea a fost, sunt doi oameni în plus într-o barcă,
nu contează cum au ajuns. Exact. Nu contează cum au ajuns acolo, da? Sunt străini, sunt moldoveni. Și barca se scufundă dacă rămân o zi de la 10 în loc de 8 pasageri. Da? Presupunem că există și capitanul bărcii și el e și el pe barcă, teoretic sunt 11 oameni, dar bugetare dacă bine. Vreți să-l includeți în deliberare, sigur, sau în soluție, puteți să faceți și asta. O să citim comentariile cu interes. Pentru Gabi Munteanu, Alex Chiriac, Costel Stăvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.